De fapt, ideea a apărut la necesitate pentru că stăteam într-o seară și eram la oficiu și aveam nevoie să plec într-o parte a orașului în care nu cunoșteam cu ce să ajung. În primul rând este Andrei Botezatu. El în cadrul echipei este lead developer. Lui se datorează tot sistemul, adică cum toată funcționalitatea aplicației de Android și în genere partea tehnică. În ziua el este programator la o companie privată, noaptea el se ocupă de Moldova Maps. Irina, ea este marketing manager la fel, ziua acolo, seara cu noi. Mai este Gheorghe, care este licean și are bacul anul ăsta. Este un băiat foarte bun, priceput și el este responsabil de partea cu web. Aplicația web care urmează să o lansăm stă pe umerii lui. Și eu, Victor, care ziua sunt designer, iar seara sunt designer la Moldova Maps și team leader. Practic tot timpul nostru liber, timp de 9 luni, a fost dedicat aplicației, pentru că au fost nu mult de lucru, dar foarte mult de lucru. Și din start noi eram pregătiți că o să fie greu, dar realitatea ne-a bătut și mai tare, că a fost și mai greu și cumva am ieșit din termen, pentru că inițial planificam în 5 luni să o terminăm, s-au primit 9. Stăteam chiar cu Andrei în față. Și știind capacitățile lui de programator, îl întreb: Andrei, spune-mi tu rog, cât e de greu ca noi să facem o aplicație normală, omenească, pentru ca să ajutăm lumea să ajungă dintr-o parte a orașului în altă parte cu ajutorul transportului public, fără mari bătăi de cap, la un singur click. El mi-a spus: nu e greu deloc, hai să ne apucăm. Am decis că ne apucăm și au trecut așa 2 luni, fără ca să facem nimic. Ceea ce ne-a impulsionat pe noi să mergem mai departe a fost participarea la proiectul SICAMP Moldova. Acolo, în timp de câteva zeci de ore, îmi pare, de 48 de ore, noi am închigat ideea, am primit feedback de la mentori, am dezvoltat-o, am pus tot pe rafturi și am prezentat-o. Ca rezultat am luat locul 2 și un premiu bănesc de 10.000 de lei, care a mers și merge în continuare pentru susținerea proiectului din partea tehnică, pentru că până acum noi ne-am utilizat numai resursa principală, asta e capul. Nimeni din proiect n-a fost plătit într-un fel sau altul. Toate cheltuielile care s-au făcut au fost pentru server, pentru chestii care nu depind de noi. Ne aflăm în prima fază, când am lansat aplicația pentru orașele Chișinău, Tiraspol, Bălți și Bender. Următoarea fază este toată Moldova, o să conțină aplicația toate rutele interurbane și celelalte orașe la fel vor fi adăugate și mai sunt câteva planuri pe viitor pentru ca să facem ceva într-adevăr bun și calitativ.